Eu studiez geografia, matematică, biologie, limba engleză, limba română. Diferența dintre mine și alți oameni este că eu am probleme fizice, dar ei nu au. Însă ei pot să aibă alte probleme. Da. N-ai? Nu, da. Nu, da, ceva de verde. A, de verde. Numesc Stanislav, am 15 ani, locuiesc în orașul Strășeni. Învățătura de minte de la casa internată a fost că e mai bine acasă decât acolo. Acolo nu făceam lecții. Mâncam, dormeam, ne uitam la televizor și la culcare. Cea mai frumoasă amintire a fost atunci când mama cu tata m-au luat acasă. Am dus și noi că am fost nevoiți să trăim cu soacra la un loc și trăiau și cu chii, cu a ei avea două fete și în două odei, vă închipuiți cum. Și vă dați seama chiar și în sat cum sunt copii, printre gard, străgaș, tipil și îl face cum le vine la gură. Ei, și avea undeva vreo 8 luni. About 8 months. Eu știu chiar când l-am dus atunci la internat, de dus l-am dus, când am ieșit de acolo, mă băteam cu capul de autobuz și ala vreau să mă întorc înapoi, că să-l iau. Totdeauna, cât nu a fost lângă mine, i-a lipsit, mi-a lipsit el, totdeauna. Chiar și lucram, mă ducem în permanent, stăteam cu gândul la dâns și mănâncă, a scot afară sau nu a scot afară. Când ne-am gândit că să luăm acasă, noi tămân și ne-am pus în gând să veniți medicii de la Tula și să te luăm și să facem operații la medicii de la Tula. Și am după ce a făcut operații, categoric m-am pus, înapoi n-am mai duc și s-o. Am zis că să-l duc acolo și mai tare să-l... Da, n-ați... Știți cum, dacă se află într-o instituție de asta, n-l învață nică, când s-a lândit ceva, dar el nic nu l-a învățat. Eu l-am învățat acasă, el timp de două luni de zile, m-a învățat și alfabetul și a scrie, el scrie de cu litere de tipar. Și a scrie, și a cite, și a aduna, și a scădea timp de două luni de zile, fără profesor, eu. Eu eram profesorul. Eu îmi iubesc fratele și de aceasta nici nu mă rușinesc față de colegi de orice. Eu știu că colegii mei nu o să-l dăi la o parte de orice. Toți știu că eu am frate la cărucior, toți sunt de acord că nu e bine să se lege de el. Sau eu le-am spus că dacă vor să fie prietenii mei, mă acceptă pe mine și fratele meu ca prieten. Pe viitor am planuri de a deveni un programator, de a-mi crea o familie cu copii sănătoși, femei și soție frumoasă. Cel mai important persoane din viața mea sunt mama, tata și fratele. Eu mă simt bine acasă. De ce? În sânul familiei mele. Așa ne simțim o familie întreagă și de plină. Când nu era el, lipsea mult. Ce sfaturi le-ai da altor copii, altor elevi? Le-aș da sfaturi ca să se comporte cu copiii cu dizabilități ca cu orice persoană. Copiilor cu
dezabilități le-aș transmite mesajul să nu se descurajeze, să fie optimist, să margă tot înainte. La societate i-aș spune să se comporte frumos cu copiii cu dizabilități, să se uite normal la ei. Suntem și noi oameni ca ei. Nu suntem mai diferiți.